Societatea de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România a organizat la Iași cel de-al doilea simpozion regional multidisciplinar de tehnici minim invazive în cadrul celei de-a 12-a conferințe a Societății de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România. Spitalul Județean de Urgență Suceava a participat prin managerul Alexandru Calancea și doctorul Mihai Crețeanu Junior. Iar între cei prezenți s-a numărat și doctorul Tiberius Brădățan, ministru secretar de stat în Ministerul Sănătății. Este o onoare pentru mine să fiu aici, atât ca fost student al acestei universități, cât și premiernic în funcție de secretar de stat, care transmite un cuvânt de susținere, de sprijin din partea Ministerului Sănătății, a Ministrului Sănătății, domnul profesor universitar, dr. Rafila Alexandru, și de asemenea este o onoare să fiu alături de prietenul meu, Mihai, pentru că am crescut cumva la intervale diferite de timp, dar am crescut odată cu Spitalul Județean Suceava și Mihai a fost de la început o scânteiuță, a adus acea dorință de a urca, spitalul pe harta țării, acolo unde este locul, și să facă din Spitalul de Suceava un spital de referință, și iată că a reușit pas cu pas, cu foarte multă răbdare și cu foarte multă dăruire, să aducă aceste elemente de noutate, de tehnologie, în practica profesiei noastre medicale din România. Așadar, este o onoare pentru mine să fiu prezent la această a 12-a conferință a Societății de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România. Cred că viitorul este al tehnologiei, viitorul este al acestor realizări foarte importante, care vor duce la salvare de vieți omenești. Mă bucur că Spitalul Județean Suceava are un cuvânt de spus la nivel național și îmi doresc și nu numai național să fie și dincolo de granițele României. Ca și manager în acest moment, voi susține, așa cum mă pricep mai bine, eu sunt medic cardiolog, dar voi susține activitatea tuturor medicilor din spital care își doresc să facă performanță, și iată că compartimentul de radiologie intervențională condus de domnul dr. Crețeanu Mihai Junior face performanță, face istorie în Spitalul Județean Suceava. La cele 16 sesiuni organizate pe parcursul celor 4 zile de evenimente, au fost prezenți peste 250 de participanți din țară și străinătate, în frunte cu personalități din domeniu. Au fost prezentate noutăți din domeniul ablației nodulilor tiroidieni, managementului acordului vascular la persoanele dializate, accidentului vascular ischemic și hemoragic, terapia durerii, patologia venoasă acută, precum tromboza venoasă profundă sau tromboembolismul pulmonar. Manifestarea a adus în atenție teme extrem de interesante: tratamentul minim invaziv în terapia durerii, patologia venoasă acută, precum tromboza venoasă profundă sau tromboembolismul pulmonar, patologia cerebrovasculară determinată de accidentul vascular ischemic și accidentul vascular hemoragic.